Salutare pisicuțelor, astăzi o să fac povestea fetei care are 15 vieți. Așa că nu uitați să dați mai like, subscribe, clopoțel și să înceapă mare distracție doar pentru voi. Și nu uitați, dacă vreți să fac și povești cu voi, vreau câte un mesaj sau două în fiecare zi, cum vreți voi. În sfârșit am născut, cât de bine mă simt acum. Cum? Vreau să văd copilul. Doamna! Doamna! Veniți aici! Trebuie să vă spun ceva! Ce s-a întâmplat? De ce sunteți așa speriată, doamna? Ce s-a întâmplat? Stai jos! Copilul dumneavoastră a dispărut. Cineva l-a luat. Ce cum să vină copilul? Aș vrea să vă duceți acum după el. Dacă nu o să sună poliție, să vă aresteze. Doamne, eu n-am făcut nimic! Nu mă interesează. E copilul meu și vreau să fie bine. Eu stau aici să mă odihnesc în timp ce dumneavoastră îmi căutați copilul, să n-au nimic. Of, Doamne, ce mă fac acum? Nu știu unde e copilul. A dispărut efectiv de aici. Bun, am scăpat. Acum o să mă duc sus cu tine. Trebuie să facem experimente pe tine acum. Doamne, cât de sus au pus chestia asta? Trebuie să mă urc eu până sus. Bun. Trebuie să fac acest experiment. Nu știu dacă funcționează. Și am găsit un bebeluș care nu știe să țipe. Acum trebuie să testez. Dar nu știu dacă ar trebui să testez chestia asta. Dacă nu, o să ajung la poliție, la pușcărie. Dar trebuie să o fac. N-am decât. Bun, n-am decât să încerc asta cu tine și gata. Nu știu ce mă fac dacă nu merge, pentru că a zis șeful că dacă nu merge experimentul, mă dă afară. Ba nu, nu o să încerc de aici, e prea jos. O să merg altundeva. Bun, aproape am ajuns. Să-l arunc. Dar nu aici, că e poliție, doamne, unde mă duc? Incredibil. O micuță. Bun, acum trebuie să merg să văd ce faci. Incredibil. Vie. A funcționat. O, domnule, a funcționat. Da, nu o să mă concedieze. Am plecat de aici. Vede copilul. O, Doamne! Ce face faza asta aici? Of! Ce se ia în brațe? Să duc la mine acasă, nu știu cum de ajuns aici. Nu știu nici cine e, nici a cui e. Ah, săraca. Bun, sper să-i placă această casă. N-am avut bani de una mai mare, dar asta e bună. Așa. Trebuie să duc la ea în cameră. I-am pregătit una, probabil. Ba nu, știu. Oh, ce mă bucur că-ți place aici, dragă. Dar simi cu mine, nu știu, am așa o impresie. O să sun pe doamna aceea, stai să-mi iau telefonul. Nu zi, trimit o poză. Bun. Acum trebuie să-l trimit. O, mă sună. Alo? Doamna, ce este fetița dumneavoastră? Cum ați găsit-o? Doamne, cum să fie fata mea asta? Dar n-are cum, că am găsit-o pe stradă. Ați găsit-o pe stradă, da. Este fata dumneavoastră, o recunosc de când am luat-o acolo să am grijă de ea. Dar, doamne, cum să fie fata mea? Am găsit-o pe stradă, fata mea a fost furată. Doamne, dacă nu mă credeți, puteți să-i luați un fir de păr, puteți să vă luați dumneavoastră un fir de păr și să vedem dacă este într-adevăr fica dumneavoastră. Da, așa o să fac. Revedere. Doamne, cum să fie fica mea, doamne ferește.
Azi mi-au un fir păr gata. Bun, și ție, micuță, ia stai tu așa puțin să-ți iau un fir de păr de aici. Stai așa. Trebuie să-ți iau un fir de păr, n-am ce face, îmi pare rău, știi? Ah, gata, ți-am luat și ție un fir de păr. Și acum o să plec să văd dacă ești într-adevăr fica mea. Ah, vrei fi culmea, dar na, în fine, nu mai contează. 5 ore mai târziu. O, Doamne, ești fica mea, nu-mi vine să cred. Of, Doamne, 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 deci nu-mi vine să cred. Am luat aici foaia asta și, efectiv, a zis... Aoleu, au venit rezultatele și suntem... Mamă, și fică, nu vine să cred, dar cum e posibil să fii fata mea? Te-am găsit pe stradă! Mamă! O, Doamne! Nici nu te-aș lăsa în living, pentru că poate te mai fură cineva. Vine cu mine, dragă! O să te duc undeva, dragă, o să-ți pleacă mai mult acolo, presupun. Stai să găsesc așa, aici. Aici vei sta, dragă, vei sta cu mine în cameră. Da. Deja știi să vorbești, scumpă. Cinci ani mai târziu. Mamă, mă duc la grădiniță. Bine, dragă, fugi. Bine, mamă, pa. Bună ziua, bună dimineața. Bună, dragă. Să știi că e singura fată care a venit astăzi aici. Nu o să mai vină nimeni în afară de tine, da? Să nu te sperii de parcă ar fi ceva rău, da, dragă? O să fie bine aici, pentru că ești cu mine. Măi, și ce să învățăm astăzi? Micuță, nu o să învățăm nimic astăzi, pentru că ești doar tu. Astăzi, dacă vrei, o să ne jucăm, dacă nu poți pleca acasă, să știi. Bine, vreau să mă duc până la piscină. Yay! Uiii! O, Doamne, nu știu să n-am de ajutor! Hei, micuță! Micuță, Larisa, unde ești? O, Doamne! O, Doamne, ce faci acolo? Trebuie să sun la 112. Dar întâi trebuie să o scot din apă. O, Doamne! Of, cine a pus-o să se ducă aici? Am crezut că a învățat cineva să nuate, de asta a vrut să vină. O să las aici, trebuie să sună un... Alo, bună ziua, o fetiță. A fost... este necată. Bine, să vin acum. Oh, Doamne. Nu puteți intra, doamnă. Vin imediat. Fetița are superputeri, are 15 vieți, dar acum are 13. O, Doamne! Da, vă rog să aveți grijă de ea. Micuță, ești liberă, poți pleci acasă, că ești bine. La adolescență. Pa, dragă, să-i grijă de tine, te iubesc. Și eu, mamă, pa!